Nu ești bun de nimic, dacă ești bun doar pentru tine. Marea afacere și singura în care trebuie să reușești este cea de a trăi fericit. Valoarea omului se măsoară după greutățile pe care el le învinge. E bine să te înduioșezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar mai bine este să le vii în ajutor. Judecă un om după întrebările pe care le pune și mai puțin după răspunsurile pe care le dă. Prejudecățile sunt rațiunea proștilor. Cea mai înverșunată luptă este cu tine însuți, te afli în ambele tabere. Nu condiția noastră, ci calitatea sufletului nostru ne face fericiți. Când e vorba de bani, toți sunt de aceeași religie. Frumusețea e o scrisoare de recomandare pe care natura o dă favoriților ei. Toate artele sunt surori, fiecare aruncă o lumină asupra celeilalte. Toate sectele sunt diferite deoarece sunt făcute de oameni, moralitatea este pretutindenii aceeași, deoarece vine de la Dumnezeu. Să mă apere Dumnezeu de prieteni, de dușmani pot să mă apăr și singur. Instinctul de conservare este cea din tâi lege a naturii. Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi. Discordia este marele rău al speciei umane, iar toleranța este singurul leac. Nu există istorie, ci doar ficțiuni cu grade ridicate de plauzibilitate. Este o superstiție infantilă a spiritului uman că virginitatea e considerată o virtute și nu bariera care separă ignoranța de cunoaștere. Politețea este, pentru spirit, ceea ce este frumusețea pentru obraz, o icoană a bunătății. O clipă de răbdare te poate salva de o nenorocire, iar o clipă de nerăbdare îți poate distruge toată viața. Nu-ți este permis să faci nici cel mai mic rău în numele unui mare bine. Dumnezeu a făcut sexul. Preoții au făcut căsătoria.